Doinița Onica întreabă, fetița mea de 8 ani are mai deseori probleme cu nasul. Cum ajunge seara, cum e înfundat și nu-i ajută nimic spray pentru năsuc? Eu presupun că fetița dumneavoastră are rinită vazomotorie. Ce este și asta? Deci, în mod normal, la toți oamenii și copii mici, după masă, spre noapte, predomină sistem vegetativ parasimpatic. Prin ce se manifestă asta? Prin dilatarea vaselor. Și vasele nasului se dilată și năsucul este înfundat. Ce pot să vă recomand în acest caz? Sigur că umidificarea și aerisirea cât mai des seara înainte de culcare în căperii sau chiar dormiți cu ferestruica deschise și țineți regim de temperatură în camere între 19, 22, 23 de grade.